Fotbalul românesc intră în rândul lumii. Farul și FCSB pregătesc parada de titlu, așa cum se întâmplă peste tot în Occident. FCSB e ultima echipă din România care a făcut parada de titlu. S-a întâmplat în 2013 cu Reghecampf. Am avut un autocar exact cum vedeam noi pe la televizor în momentul respectiv, că făceau echipele mari. Am mers în Piața Constituției, au fost fanii. A fost ceva extraordinar. Și Farul vrea să facă parada de titlu la Constanța. În 2017, când a câștigat titlul cu Viitorul, Hagi s-a bucurat doar pe stadion. La fel s-a întâmplat la Astra și CFR, ultimele campioane ale României. Afară doar pe timpul pandemiei, marile echipe și-au anulat paradele de titlu.